spun. Acesta este noul nostru cabinet stomatologic. E o bucurie, după cum vedeți, totul este nou, totul este primit ieri, astăzi. E pentru prima dată când DGSFC ne credinți baca în cabinet stomatologic și vă lăsăm pe dumneavoastră să vedeți cum arată și să-l studiați, să-l analizați. La sediul Complexului de Servicii Sociale al DGSPC Mehedinți a fost amenajat un cabinet stomatologic dotat cu toate echipamentele medicale necesare funcționării. Directorul Adrian Bidilici a identificat o nevoie în cadrul DGSPC Mehedinți și anume lipsa unui cabinet stomatologic, beneficiarilor fiindu-le foarte greu. Astfel, acest cabinet a fost dotat cu aparatură de ultimă generație, ceea ce ajută în asigurarea unei game largi de tratamente, atât pentru adulți cât și pentru copii. Am identificat o nevoie în cadrul DGSPC Mehedinți de a avea un cabinet stomatologic. Din păcate, beneficiarii noștri, evident bătrâni, copii, au foarte multe probleme stomatologice, uneori urgențe stomatologice. Nu vă pot ascunde faptul că uneori se întâmpla ca medicii stomatologi să mai și refuze beneficiarii noștri. Tocmai de asta, pentru noi cel puțin, pentru cei din DGSPC Mehedinți, este o bucurie. Nu știu, poate pentru dumneavoastră, pentru oamenii care se uită de la televizor la noi, poate că nu este un lucru foarte mare, foarte important. Dar gândiți-vă că, așa cum vă spuneam, avem beneficiari bătrâni, avem beneficiari copii care au nevoie de intervenții stomatologice și din acest moment vom putea să le rezolvăm inclusiv aceste probleme. Puțin câte puțin, așa cum vă spuneam, și cu alte prilejuri, încercăm să mai schimbăm câte ceva, încercăm să mai îmbunătățim câte ceva. Nu știu dacă vom reuși să le facem pe toate, cu siguranță că până acum nu am reușit, dar este clar că ne dorim pe cât posibil, pas cu pas așa. Astăzi renovăm în centru, mâine mai deschidem un cabinet stomatologic și tot așa până vom reuși să oferim condiții foarte bune beneficiarilor de DGSPC Mehedinți. Serviciile medicale stomatologice sunt disponibile tuturor beneficiarilor. Înființarea cabinetului a fost binevenită, deoarece în urma evaluărilor de pe teren a statusului dentar al tuturor beneficiarilor a fost observată o patologie variată. Doctorul stomatolog spune că se va adapta ușor, deoarece îi place foarte mult să lucreze cu cei mici. În primul rând îmi place să lucrez foarte mult cu copiii. Într-adevăr, pentru mine era mult mai simplu să lucrez în cabinetul meu privat. Dar având în vedere că aici nu ține numai de bani și contează foarte mult să poți ajuta, când am văzut că se scot la concurs postul acesta, am decis să aplic și, de ce nu, să fie o provocare și pentru mine și să ajut. Proiectul privind înființarea unui cabinet stomatologic reprezintă un important beneficiu adus bătrânilor, copiilor și tinerilor cu sau fără dizabilități instituționalizați în contextul în care serviciile stomatologice în general sunt decontate într-o proporție foarte mică.